că suntem la final de an. Sunt curioasă dacă tu consideri că 2018 a fost generos cu tine. Ce ai câștigat, ce ai pierdut, cu bune, cu rele? Măi, experiența, am câștigat foarte multă, dar, mă rog, a fost un an nu prea liniștit așa din... Au mai fost din rudele mele bolnave și nu a fost un an așa de generos în ceea ce e cel mai important, adică sănătatea celor pe care îi iubești. Dar în rest a fost un an în care copiii mei sunt și au fost bine, noi suntem bine, deci un an liniștit din restul punctelor de vedere. Toată lumea e bine acum? Adică să ne așteptăm la un 19 mai senin? Eu așa sper. E adevărată povestea asta că se poate echilibra viața de familie cu cea de carieră? Există? Mai niciodată nu o să fie un echilibru perfect, dar trebuie să le echilibrez pentru că nici nu pot să... Tot ce alegem noi este ce ne face fericiți și pe mine mă face foarte fericită să ajut copiii. Și atunci copiii mei, mă rog, ei sunt și ei la școală, că și tot m-a început grădința, tot până la 3 e plecat, pe la 4 ajung acasă, deci am destul timp în care să fac și business și mai sunt seri ca acestea când lipsesc de acasă, dar îi înțeleg, pentru că știu că mama se duce să facă niște bani pentru niște copii care abandonează școala dacă nu îi ajută să salvați copiii. Și copiii cu cine stau în seara asta? Acum? Cu Bona și cele mari stau singure între ele, că sunt mari.